Echipele de junioare 2 și junioare 3 de la CS Phoenix Baia Mare au participat la un turneu de handbal feminin, eveniment organizat cu ocazia zilelor municipiului Zalău. În cadrul competiției destinate categorie de vârstă junioare 2, trofeul a fost câștigat de CS Phoenix Baia Mare. Echipa antrenată de Sorin Rădulescu a învins echipa gazdă CSS Zalău. Băimărencele s-a impus în final cu scorul de 29-28, după ce la pauză conduceau cu 13-9. În competiție de junioare 3, CS Phoenix, antrenată de Magda Covaci, a cedat cu 22-25 în fața echipei CSS Zalău, însă din lotul băimărencelor au lipsit 4 dintre jucătoarele titulare. Clubul sportiv Phoenix Baia Mare va participa la sfârșitul acestei săptămâni la cea de-a 8-a ediție a turneului internațional de handbal Sarius Cup, competiție care va avea loc în Slovacia. Formația de junioare 2 a fost înscrisă la categoria Under 17 și va întâlni echipele HC Crvenka din Serbia, Juventa Mihalovce din Slovacia, HC Garliava din Lituania și gazda turneului SS Capresov. La competiție va mai lua parte și echipa de junioare 4, antrenată de Ana Nicoară, care va evolua la categoria sub 13 ani. La cea de-a 8-a ediție a turneului internațional de handbal Sarius Cup s-au înscris 43 de echipe din 9 țări: Bosnia-Herțegovina, Lituania, Slovacia, Bulgaria, Polonia, Serbia, Cehia, România și Ucraina.